Rămas singur la controlul avionului Airbus A320 după ce capitanul a ieșit din cabină, Lubița a refuzat să redeschidă ușa și a apăsat butonul de coborâre. În mod intenționat, el a refuzat să deschidă ușa cabinei comandantului de bord, apoi a acționat butonul care comanda piedere de altitudine dintr-un motiv care ne este complet necunoscut, însă care poate fi interpretat drept dorința de a distruge acest avion, a afirmat procurorul de caz. El a mai spus că moartea celor 150 de oameni a fost instantanee. Nu s-ar fi auzit țipete decât chiar în ultimele momente. Un pilot australian citat de presa locală a explicat însă că atunci când ușa de la cabină este închisă, pilotul o poate deschide pentru câteva clipe tastând un cod. Acest scenariu este valabil atât timp cât celălalt pilot, aflat de partea cealaltă a ușii, îi permite colegului să intre. Tot pe baza informațiilor extrase din cutia neagră, anchetatorii au ajuns la concluzia că avionul nu era avariat în mod catastrofal înainte de a pierde din altitudine. Foștii colegi de școală ai copilotului le-au spus jurnaliștilor germani că Lubitz și-a întrerupt pentru șase luni în anul 2009 pregătirea în pilotaj din cauza unui episod de depresie, informează un jurnalist de la Der Spiegel. Întreruperea pregătirii lui Lubitz a fost un subiect discutat și în conferința de presă a directorilor Lufthansa și German Wings, însă aceștia au dat asigurări că la reluarea pregătirii un pilot trece din nou prin toate testele care se îi ateste competența.